小朋友啊，什么叫做花样？今天要是不花样，我们就不能够做这些东西了。Scuză-mă, știu că trebuie să mă opresc, dar să faci un scurt.
președintele Federației Române de Strigă, domnul Mihai Copăliu. Thank you.
Cristian este singurul locuitorului și singurul locuitorului. Este țară în care își face o acțiune cu mine, în care a arătat și și-a privilegiat locuitorul și de aceea și din țară. Așa cum face și asta, chiar dacă faceți pe scol, pentru că în comunele, în comunitatea, în comunele, reperele, ca să spun așa, vântul, scolul, cultura, poate să facă mai mult loc ca în țară, iar nu știu. Așadar,
să înceapă finala. Spunem și noi pe www.trivest.eu. E vorba de finala Cupei Europei la floretă feminin, care a debutat cu un moment aparte, un fel de haka, așa cum interpretează naționala Noii Zeelande la rugby, pus în scenă sau pe podium, mai bine zis, de către floretistele Clubului Sportiv al Armatei Steaua, care se pregătesc pentru o mare performanță. Cristian Frisc vă salută încă o dată, alături de Roxana Scarlat, multiplă medaliată la campionatele europene și mondiale, plus apogeul carierei atins la Jocurile Olimpice când a devenit vice-campioană. Roxana, bună ziua încă o dată. Suntem în pragul finalei, o competiție atât de importantă încât, iată, tribuna s-a umplut. Este deja un alt, cum să zic, peisaj, inclusiv din punct de vedere al asistenței, în raport cu finala mică. Bună ziua! Așa este, că avem mai mulți spectatori alături de noi și ne bucurăm. Fetele vor fi susținute, sunt deja încurajate de întreaga tribună. Au avut un foarte frumos moment de salut în deschiderea acestui meci. O surpriză și pentru mine, e în premieră când văd acest moment. Și să sperăm că va fi de bun augur și se vor lupta până la final pentru câștigarea acestui trofeu important. Să prezentăm cele două echipe înainte de a se finaliza preparativele. Burglareni începe cu Gael Jebe, cea care se află acum pe planșă. Apoi mai sunt Ines Bubacri Lepeșu și Sara Bertii. De partea cealaltă, Steaua? O avem pe Mălina Călugăreanu acum în deschiderea acestui meci, urmată de Boldor Maria și de Damaschin Corina. Rezerva Anca Săveanu, antrenorii celor două formații, Julian Blanchet pentru franțuzoaice și Petre Ducu pentru noi. Arbitrează Florin Gheorghe, cel care începe ca arbitru principal, ajutat de către Alexandru Leu din Republica Moldova. Trebuie să vă spun că domnul Florin Gheorghe este cel mai bun arbitru internațional. Acest titlu i-a fost consemnat de Federația Internațională de Scrimă, astfel încât echipa din Franța a acceptat jurizarea acestei finale și de către Florin Gheorghe. Nu s-a gândit nimeni la o posibilă imparțialitate sau neimparțialitate din cauza faptului că ar fi român, ci iată că acea recunoaștere a valorii internaționale aduce încă o fructificare, odată cu punctul Mălinei Călugăreanu, indubitabile deciziile lui Florin Gheorghe până acum, egalitate la 1 după ce ambele floretiste și-au adus aportul în spectacolul acestui meci. Trebuie să explicăm puțin spectatorilor și celor care ne urmăresc acum online care este suprafața valabilă la floretă. Aceasta este reprezentată de vesta metalică, care acoperă bun pieptul și spatele. Loviturile date pe această suprafață sunt semnalizate de aparat prin aprinderea becului roșu sau verde. În partea dreaptă a imaginii o aveți pe Mălina Călugăreanu, iar în momentul în care ea lovește valabil, se aprinde becul verde. O frumoasă paradă ripostă din partea Mălinei Călugăreanu. 3-1, ambele becuri s-au aprins, dar inițiativa a aparținut Mălinei și foarte interesant aspectul, sunt două stângace care deschid această finală. Așa este, rar se întâmplă să tragă un stângaci împotriva altuia, în general stângacii sunt puțini, chiar și niște rarități, nu? Așa este. Vă spuneam de suprafața valabilă, acum trebuie să explicăm de ce se aprind și becurile albe. Aceasta marchează o lovitură dată în afara suprafeței valabile, respectiv pe braț, picior sau mască. Mălina Călugăreanu este câștigătoarea Cupei Mondiale de Juniori în acest sezon, 2015, care abia s-a încheiat. Ea a câștigat două etape de Cupa Mondială de Juniori la Timișoara și la Belgrad. Este una dintre sportivele în care noi ne punem mari speranțe, dar iată că acum a fost surprinsă cu un atac de franțuzoaica Jebet, Gael Jebet. 3-2, deocamdată este o finală strânsă, niciuna dintre cele două floretiste n-a reușit să-și impună cu, hai să spunem așa, autoritate punctul de vedere. E o finală echilibrată, așa cum stă bine unei finale. Să sperăm că sunt convinsă de fapt că l-am curat de un spectacol. Mălina de această dată n-a reușit să închidă bine distanța franțuzoaicei, iar franțuzoaica a găsit drumul spre suprafața valabilă a Mălinei și a punctat. Egal 3. Timpul efectiv de luptă pe fiecare asalt este de 3 minute. Meciurile pe echipe se discută în sistem releu de câte 5 tușe, fiecare împotriva fiecăruia din cealaltă echipă.
Sunt 9 astfel de combinări, 3 sportivi de o parte, 3 de cealaltă, până la totalul de 45 de tușe câștigătoare sau care ar putea să se cumuleze în câștigarea unui meci. 3 la 3, egalitate. Și 50 de secunde din această prima sală. Ultima corectare este din partea Franțu Zoaicei, nevalabilă. A lovit undeva în braț. Noi am mai făcut aceste precizări legate de regulament și la finala mică, dar ținând cont de faptul că acum sunt mult mai mulți cei care ne privesc, e bine să reluăm. 4 la 3 pentru Franțu Zoaică, o surprinzătoare ripostă din partea ei, nu? A fost, da, a presat Mălina, iar aceasta a ripostat cu un atac mai lung. Trebuie să spunem că Gael Jebet este numărul 21 mondial la seniori. Este o sportivă de mare valoare. Văzând ce s-a întâmplat în partidele anterioare, e clar că Burglareni reprezintă echipa cea mai experimentată din competiție. Prezența ei în finală nu e nici de cum o surpriză. E practic o reeditare a performanței de anul trecut, când Burglareni a pierdut în fața echipei ucrainene finala Cupei Europei. S-a aprins doar becul alb pentru atacul Mălinei. Bătaie de lamă. 4 secunde și să vedem. No, scorul rămâne neschimbat, 4 la 3, nu s-a ajuns la 5, ceea ce înseamnă că următorul schimb pornește de la 4-3. Pornește de la 4-3 în favoarea Franței, echipei Burglaren și respectiv Sara Bertil și Maria Boldor trebuie să ajungă la 10. Se pregătesc cele două sportive, ultimele ajustări de echipament. Burglaren a ajuns în finală după ce a trecut în meciul anterior fără niciun fel de problemă de reprezentanta Italiei, CDS Mangiarotti, cu scorul de 45-20. Categorică victoria franțuzoaicelor. Stelistele au avut o finală în familie, la propriu și la figurat, semifinală, dar care poate fi considerată o finală românească la această competiție. A campionatului național, chiar. Și a campionatului național, reeditare. 45-33 cu CSU Poli Timișoara. Pentru echipa CSA Steaua în acest moment se află pe planșă Maria Boldor, medaliată cu bronz la campionatele europene de junior de la Ierusalim 2014. Indicații sonore oferite de antrenorul Petru Ducu din spațiul tehnic. Inițiativă pentru Maria Boldor, un pic mai agresivă și... Din păcate, n-a pregătit foarte bine și s-a văzut surprinsă de floreta adversă. Maria spera că a fost atacul ei, dar a pierdut momentul și franțuzoaica a profitat de asta. O fracțiune de secundă a fost mai rapidă pe contră. Ia, franțuzoaica și-a făcut 5 la 3. O frază de arme care nu aduce punct în niciuna dintre cele două tabere. A fost o lovitură nevalabilă din partea franțuzoaicei. Dar acum vine punctul pentru Maria Boldor, 5 la 4. Era un punct important în economia acestei finale, pentru că dacă Sara Bertil s-ar fi dus la 3 tușe distanță, ar fi fost mai greu de recuperat. Așa Maria Boldor a făcut ca diferența să fie minimă și acum să se șteargă literalmente de pe tabelă egalitate la 5, încă un atac debordant pus în scenă de Maria. Cine atacă ultimul, cine atinge ultimul lama și apoi lovește, are prioritate la floretă. Cum vezi din punct de vedere tactic până acum finala între Steaua și franțuzoaice? Foarte echilibrată, bineînțeles, arată și scorul acest lucru. Fetele se catonează, nu riscă foarte mult. Dacă văd că nu pot puncta, preferă să lase scorul așa cum este, așa cum s-a întâmplat în primul asalt. 4-3, deși mai erau 5 secunde, niciuna nu a mai riscat o nouă acțiune.
Multă! Hai! Echilibru! Reluare! Arbitru Gheorghe Florin îi face un semn discret domnului antrenor Ducu Petre că vorbește prea mult în timpul meciului. Nu ai voie să vorbești în timpul meciului. Colegi până înainte de finală, acum în ipostaze diferite. Mai trebuie să precizăm și faptul că înainte de începerea ultimului act s-a ținut un moment de reculegere în memoria Mariei Vicol. Medaliată olimpică, campioană mondială și câștigătoare a Cupei Europei pentru Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Ne exprimăm și noi regretul. S-a stins în viață în urmă cu puțin timp. 6-5 pentru Burglaren. Un atac al Mariei care ajunge pe brațul Franțu Zoaicei. Maria intră prea mult în distanță și este surprinsă de Franțu Zoaică. Regula ar fi să nu te apropii la lungimea floretei distanță, nu? Dacă nu vrei să declanșezi un atac, dacă vrei să declanșezi atacul, trebuie să-ți găsești distanța potrivită, distanța mică. Există distanță mică, medie și mare, dar nu intrăm chiar în detalii tehnice. Maria presează, încearcă să o scoată de acolo, parează foarte frumos, dar păcat că nu ajunge cu riposta. Frumos, o paradă și o ripostă nevalabilă. Franțu Zoaica, deși a țipat cerând această tușă pentru în favoarea ei, a recunoscut că decizia arbitrului Gheorghe Florin a fost corectă. Mâner tip pistol pentru ambele florete. Atacul Mariei, care o păcălește pe Franțu Zoaică. Șapte la șase, punct important din nou pentru Maria Boldor. Încă 20 de secunde din asaltul pe care îl susține Maria Boldor. Din păcate, iată, a crezut că e punctul ei, Maria Boldor, însă riposta Franțu Zoaicei a fost considerată valabilă. Nu a lovit cu prima lovitură, astfel încât și-a pierdut prioritatea și Franțu Zoaica a punctat. Frumos atacul Mariei, nevalabil pe umăr, pe braț. Vorbeam ceva mai devreme de mânerul tip pistol, poate că e bine să ne oferi ceva detalii referitoare la acest lucru. Îți asigură o priză mult mai bună pentru acțiunile defensive față de mânerul francez. Închide distanța Maria, deși a fost parată, a dat a doua lovitură. Cele două au mâneri pistol acum. Da, nu avem nicio trăgătoare în această finală care să folosească mânerul francez. În general, acest tip de mâner se folosește mai mult la inițiere, nu? La inițiere. S-a oprit pentru că firul de masă al Mariei a sărit și s-a scurs și timpul efectiv de luptă. Oricum, electrizant această dispută între Sara Bertin și Maria Boldor. 8-7 așadar. Urmează la rând pe planșă Corina Damaschin din partea Stelei și Boubacri Lepeșu pentru Franțu Zoaice. Floretistele din hexagon sunt într-adevăr niște maestre desăvârșite, ele reușind să țină piept foarte bine unei săli întregi care evident încurajează Steaua. Mască roșie, Boubacri Lepeșu face primul punct în acest asalt. Da, aici este un asalt critic, un moment critic în acest meci, pentru că Boubacri Lepeșu este numărul 7 mondial, este medaliată cu bronz la campionatele mondiale de la Kazan din 2014, iar Corina Damaschin este încă
junioară, ca și celelalte componente ale echipei noastre. Să sperăm că va reuși să păstreze o diferență de scor cât mai mică. Am văzut în finala mică o răsturnare spectaculoasă. CSU Poli Timișoara, 45-41. Paradă și ripostă nevalabilă din partea Corinei Damaschin. Timișorencele erau conduse la un moment dat cu 12 tușe. Așa este. Atacul, ultimul atac al Corinei lovește nevalabil pe braț. Și ripostă. Mă scuzați, dar trăiesc aceste momente prin emoțiile sportivului. A încercat Corina Damaschin o eschivă, o pasată Soto, dar Ines Bubacri a fost foarte atentă și a reușit o lovitură nevalabilă. Pasata Soto este eschiva prin scăderea nivelului. Iată că Bubacri, mai experimentată, face acest lucru și punctează de această dată. S-a băgat exact sub floretă, după care a atacat fără niciun fel de defensivă. Doar a întins brațul. 11-7, încă 2 minute din duelul celor două. A intuit într-adevăr franțuzaică tunisiancă. Este studiază și a trăit în Franța. Ea chiar a câștigat medalia de la campionatul mondial de anul trecut împotriva unei franțuzoaice. Curaj se solicită de pe banca tehnică de către antrenorul Petre Ducu. E clar că o avem pe Corina Damaschin. Un pic emoționată. La fel, paradă ripostă și 11-9. Diferența revine într-o marjă decentă. Antrenorul îi sugerează să aștepte finalul de atac. E destul de greu să faci asta, trebuie să ai răbdare și sânge rece. Ha, frumos, frumos, închide distanța Bubacri. A prins becul roșu, 12-9. Tușa a fost dată cu inversarea liniei umerilor și, în mod normal, arbitru nu trebuia să acorde această tușă. A protestat antrenorul echipei noastre, Ducu Petre, dar arbitru nu și-a schimbat decizia. Următorul schimb pentru Steaua este Mălina Călugăreanu. Super atac al Corinei, care o păcălește pe Ines Bubacri în acest moment. Bravo, Cori! Aceste fete ale noastre junioare, să știți că își depășesc cu mult condiția și, așa cum spunea și Ducu Petre, atacul franțuzoai, cei corect, deși nu a fost foarte corect executat din punct de vedere tehnic, totuși a fost eficient, mai ales că lovitura Corinei a fost nevalabilă. A păcălit-o franțuzoaica, a scos-o la contraatac pe Cori, dar distanța a fost mult prea mare și a reușit să pună vârful franțuzoaica, să țintă. 4 puncte avans pentru oaspete. 14-10! Cori, se întinde Corina și o ajunge cu atacul.
mult mai bine intrat în meci Corina Damaschin după ultimele tușe, chiar dacă n-au fost în favoarea ei. Vă dați seama, trage împotriva numărului 7 mondial, da. Și medaliatei cu bronz de la campionatele mondiale Kazan 2014. E practic cel mai sonor nume venit în România cu ocazia ediției din acest an a Cupei Europei. Revenim cu Mălina Călugăreanu în dispută alături de Sara Berti din Franța. 15-11 pentru Burglaren. Mălina Călugăreanu obligată cumva de conjunctură să recupereze ceea ce au pierdut cu echipierele până acum. Prima treime a acestei finale s-a epuizat, s-a ajuns la punctul 15. Intrăm în partea de mijloc, care este, nu-i așa, foarte importantă în economia întregului duel. Așa este. Foarte curajoasă o simt pe Mălina Călugăreanu și într-un evident progres față de alte competiții. Așa este, ea a avut un sezon foarte bun la nivel de juniori. Vor începe din toamna acestui an și sezonul de senior. Nu îl vor face în totalitate pentru că sunt încă mici, dar fetele trebuie să capete experiență și la nivel de senior. Deja s-au obișnuit cu aerul concursurilor mari. Așa este, acest podium și această sală minunată. Vreau să mulțumesc încă o dată Ministerului Apărării Naționale și Federației Române de Scrimă că au făcut posibilă organizarea acestei competiții la asemenea nivel. Iată că Mălina pregătește și o termină pe franțuzai să plece greșit la atac, după care o pedepsește cu un contraatac, punctând contra echipa Stelei. O stângă imparabilă a Mălinei, să vedem dacă va continua în același ritm. Ce frumos aparat! Aparat, contraparat și Franțu Zoica. Echilibrat acest duel direct. O singură tușă dată în jumătate din timpul alocat pentru confruntarea celor două sportive. Emoții mari și în tribune. Lovitură nevalabilă. O să te arde și cu parada. Sixtă multă. Antrenorul Petre Ducu îi spune Mălinei că se poate apăra și cu parada, nu numai cu închiderea distanței. Adevăr e că e un șah al minții, scrima. Trebuie să anticipez și mișcarea adversarului. Frumos acest atac al Mălinei, care reduce din diferență. Chiar asta a făcut, a anticipat direcția mișcării sportivei din hexagon și apoi a obținut tușa ușor. Intrăm în ultimul minut al evoluției Mălinei Călugăreanu. Acest asalt ar trebui să meargă până la 20. Probabil că nu se va întâmpla acest lucru. Dă-i, Mălinei, dă-i! A oprit lupta arbitru pentru că se aflau în imposibilitatea de a lovi. Lovește, puntează. Asemănat cu tușa anterioară. Punctarea pe care am văzut-o în cazul Mălinei, 15-14. A respectat indicațiile tactice ale antrenorului Petre Ducu și iată că a punctat. Mai mult ieși! Bravo!
asta. Dar față de prima evoluție a Mălinei în această finală, constat că defensiva ei devine din ce în ce mai ermetică. Nu permite puncte adversarelor. Așa este, Mălina doar nu numai că a dat tușă, dar nu a primit. Ceea ce, din punct de vedere moral, e extraordinar. O repriză de atac, dar nevalabilă, frumos gândită. Foarte determinată Mălina, care îi pare rău că a pierdut tușa. Dar n-a reușit să puncteze exact, valabil. Exact, da. Decid să lase scorul așa. Oricum, aplauze. Aplauze pentru Mălina Călugăreanu, care s-a comportat excelent pe planșă. 15-14, diferența devine din nou minimă, dar se păstrează în favoarea floretistelor de la Burlareni. Urmează Gael Jebe și Corina Damaschin. Ce crezi? Poți anticipa ce se va întâmpla? Următor asalt, să vedem, Gael Jebet e numărul 21 mondial. Iată că pentru Corina Damaschin acest început de meci a fost foarte greu. A avut primul asalt împotriva numărului 7 mondial, Ines Bubacri, iar acum împotriva numărului 21 mondial. Dacă trage cel puțin la fel de bine cum a tras împotriva lui Ines Bubacri, putem vedea chiar o răsturnare de scor în favoarea noastră. A pierdut onorabil cu Ines Bubacri. Scorul asaltului lor a fost 7-4 în favoarea franțuzoaicei. Putea să se distanțeze mult mai mult franțuzoaica. Și eu zic că acum Corina Damaschin va obține un scor mai bun. Și eu sunt convinsă de acest lucru, să sperăm că va reuși. Frumoasă parada, păcat că riposta nu a ajuns ținta. Stai jos! A parat Corina, dar n-a dat riposta și franțuzoaica atentă a lovit cu a doua. N-a dus venita. Exercițiul până la capăt și... N-a urmărit lovitura, n-a urmărit finalizarea loviturii. 16-14, sigur, nu e ușor. E o presiune destul de mare pe Corina, care trage pentru prima oară la Cupa Europei pentru echipa Stelei. Am trecut că ea nu a participat. Era legitimată la clubul sportiv Petrolul Ploiești. A fost transferată în acest sezon. În orice caz, Steaua rămâne un miraj pentru sportivii de la mai multe secții care tind prin valoare să ajungă să evolueze sub culorile roșu-albastre. E o realitate, nici de cum o laudă de sine. Steaua este cel mai intrat club sportiv din România și, într-adevăr, este o onoare și un sentiment aparte să faci parte din această mare echipă a clubului sportiv al Armatei Steaua. Asta înseamnă că faci înaltă performanță dacă ajungi să fii legitimat la club. Foarte frumoasă și această riposta, dar nevalabilă. A fost totuși la un pas de punct. Foarte aproape, pe braț a venit lovitura. Intră cu pași mărunți franțuzoaica și finalizează, ajungând în flancul Corinei, lovitura. Extrem de rapidă, Gael Jebet. Da, are o schimbare de ritm foarte bună. Pleacă lent și finalizează rapid, exact așa cum trebuie să faci în scrimă. Și atacurile nu țintesc doar zona centrală, ci încearcă și pe flancuri. Exact. Tușă pentru, în primul rând, pentru psihicul Corinei. Contrariposta nevalabilă a Corinei. Ne apropiem de ultimul minut al asaltului. Două tușe diferență în favoarea Franței. Franțuzaica încearcă să o surprindă și pornește fix la comanda pornită a arbitrului, dar lovește nevalabil. Prefericirea noastră. Ajunge de această dată franțuzaica. Corina trebuie încurajată. Rezultatul înscris acum pe tabela de marcaj. Burglaren are un ușor avantaj.
pe care și-l mărește acum. 4 tușe, au mai avut 4 tușe în al treilea schimb. Corina Damaschin. 36, ar trebui să lase scorul așa, în momentul în care nu e sigură de tine, deși antrenorul îi spune încă una. El le cunoaște mult mai bine pe fete. Știe ce pot și ce nu pot. Atacul nevalabil al Corinei. Frumos. A încercat Antuzai ca să o excludă, să excludă lovitura, dar nu a reușit. Iată că intuiția lui Petre Ducu a mers. 19-16, mai avem 20 de secunde și s-a solicitat iarăși încă una. A sărit acel crocodil care face legătura între bluza metalică și firul de corp pentru a ajunge semnalul la aparat. Deci, da, frumos, parada ripostă, dar nevalabilă, frumoasă acțiune. Zaica a încercat să excludă riposta Corinei. Cori, ține Cori, bravo! S-a scurs timpul asaltului. 19-16, în probabil cel mai spectaculos schimb de până acum al finalei. Următorul asalt le găsește pe planșă pe Ines Bubacri Lăpeșu și Maria Boldor. Ar putea fi considerate cele mai experimentate și dintr-o tabără și în cealaltă. Așa este, ambele medaliate, e adevărat Maria la juniori, dar sunt convinsă că Maria ne va aduce multe satisfacții și la nivelul seniorilor. Maria Boldor este locomotiva stelistă astăzi, la fel cum și Ines reprezintă capul tractor pentru formația franceză. Maria a cerut antrenorului Petre Ducu să îi îndrepte lama Floretei, timp în care arbitrul acestei întâlniri verifică dacă vârful Floretei Frantuzoaicei ține o greutate de 500 de grame, reprezentată de acel gabarit. N-a fost nicio problemă la materialul de concurs, așa că lupta se poate relua. Plus 3 pentru Burglareni, însă deznodământul este foarte greu de anticipat. Ines Bubacri Lăpeșu, agresivă. Vine în pressing până în zona unde se apără Maria Boldor. Un atac nevalabil al Mariei, curajoasă Maria și îmi place că e așa. Domnul președinte George Boroi trăiește fiecare moment. Dânsul a fost mereu alături de scrima românească și la... Mi-aduc aminte în 2001, când echipa de floretă feminină a clubului Steaua a câștigat Cupa Europei la Torino. A trăit alături de noi fiecare punct al acelei finale împotriva lui FC Tauber Bischofsheim, dintre cele mai puternice cluburi de scrimă din Europa. O temporă, am putea spune, la amintirea acelor succese de odinioară. Apărare bună pentru Maria Boldor, pusă sub presiune în ultimele 10 de secunde de Ines Bubacri Lăpeșu. Bravo, Mari! Super! Excelent acest atac! Pornește lent Maria și finalizează în burtă. Foarte bună execuția. Una de manual, am putea spune. 19-17. Trebuie să rămânem în joc.
valabil. Cum la fel a fost și al Mariei. Oprirea Mariei a dat lovitura și s-a retras, dar a ajuns pe braț. Paradă și ripostă de la Santuzai pe nevalabilă. Din păcate, am avut senzația că Maria a reușit să o excludă pe Franțu Zoica, dar Franțu Zoica a fost cea care a inițiat mișcarea ofensivă după fața și are prioritate. 20-17, asaltul se încheie la 25. Bravo, 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 ripostă spectaculoasă a Mariei, dar nevalabilă. Care ar fi tactica antrenorilor atunci când își trimit pe planșă sportivele la această probă extrem de spectaculoasă pe echipe? Cel mai important lucru este că atunci când nu poți să dai, nici nu trebuie să iei. Deci sunt momente în care nu poți punta, dar măcar să nu primești. Să conservi scorul. Să conservi scorul și să păstrezi o diferență rezonabilă care poate fi recuperată, pentru că ceea ce am văzut noi în finala mică, unde Timișoara a reușit să revină, fiind condusă cu 12 tușe de către Mangiarotti, se întâmplă foarte rar. Deci sunt situații de excepție. De aceea e bine să păstrezi, dacă nu poți să dai, măcar să păstrezi diferențe mici de scor, 2-3 tușe, 4, ca să poată fi recuperate de colegele tale ulterior. Această diferență față de sol a planșei podium, probabil că amprentează și ea asupra evoluției sportivilor. Vom vorbi despre acest lucru mai târziu. Să te întreb cât de mult contează faptul că se trage pe o planșă podium la 30-40 de centimetri distanță de sol față de celelalte materiale. Pentru a da un aer de spectacol finale, așa se obișnuiește la marile competiții și ne bucurăm că și noi am reușit să facem acest lucru aici. Vreau să vă spun că sala arată extraordinar, poate mă repet, dar simt nevoia să mă repet, mai ales în această privință. Așa este, 21-17, s-a supărat Franțu Zoica. Probabil că antrenorul i-a spus că diferența de valoare, sau cel puțin așa cum arată clasamentul Cupei Mondiale. Bravo! Bravo, Maria! Îi închide distanța, Maria, și puntează. 21-18. Maria Boldor încearcă bine, să recuperează. Okay. Mai ales că remarc acum că nu este Bubacricea care închide acest meci, ci Gael Jebet. Noi trebuie să rămânem în joc la o diferență mică. Hai! Hei! Echilibrul are tragere, echilibrul! Pentru noi Maria Boldor va fi cea care închide, va avea asaltul final. O contraripostă a Mariei Boldor nevalabilă. Maria a parat și n-a dat riposta, e și ea necăjită pe această situație. Și iată că punctul s-a dus în tabăra adversă. Da, acest mai avem un minut din acest asalt. Trebuie să-și păstreze cumpătul, să nu-i... Dai! Mă scuzați. Greu să te abții. Mai ales la o finală de asemenea intensitate trăită frumoase chiar la microfon. Aceste schimburi de parăzi și riposte. Antrenorul îi spune să nu intre la bătaie, ci să se miște mai mult pe planșă. Atacul Mariei Boldor.
mai fi 50 de secunde, ceea ce mai poate aduce o tușă, poate chiar două pentru Maria. Se pot da mai multe tușe, fiindcă o văd și pe Inescu Bacri. Bacri destul de ofensivă. Bravo! S-a oprit la timp. Atacul franțuzoaicei, Maria i-a închis foarte bine distanța, astfel încât franțuzoaica n-a mai reușit să lovească. 22-20. Cu răbdare, nu. Un ecart foarte bun pentru restul partidei. Așa este, ultima contraripostă de la franțuzoaice. Corect arbitrul Gheorghe Florin. Ce flexibilitate a avut în braț, da, și pe spate. Deasupra capului, deși franțuzoaica a închis distanța, lovitura a venit de sus în jos și a punctat. E foarte dificil acest procedeu. Așa este, fata este, Maria este foarte îndemânatică. 22-21, tribuna participă și ea efectiv la spectacol. Păcat că n-a lovit cu acest atac, Maria. Vorbeam la 22-18 că ar mai fi timp să vină două tușe pentru Maria. Iată că au venit deja trei. N-ai reluat imediat, din păcate, asta îi spune și arbitrul Gheorghe Florin. Deși s-a oprit franțuzoaica inițial, Maria a pierdut timpul de reluare. 23-21. Pungă pe Maria. Bravo! Simultan, corect. Parada ripostă de-a Mariei. Însă becul roșu se aprinsese în dreptul franțuzoaicei. Da, dar n-a contat, fiindcă ultima care a atins lama a fost Maria Bolu. Da. Mi-a fost teamă la un moment dat. Și 24-21. N-a respectat indicațiile tactice ale antrenorului, care a spus să nu intre la bătaie și a scos. Mai sunt două secunde, franțuzoaica insistă, să sperăm că Maria îi va da o ripostă. Păcat, s-a terminat timpul. Superb, superb acest asalt. Maria Boldor și Ines Bubatri Lăfeșu. 24-21. Iarăși, repet și eu, cred că a fost cel mai spectaculos asalt. Am mai spus acest lucru acum câtva timp, pentru că și atunci, la fel, a fost o încrucișare de florete extraordinară. Schimbul următor, Corina Damaschin și Sarah Berdin. A făcut schimbare antrenorul nostru și în locul Corinei Damaschin va fi prezentă pe planșă Anca Săveanu. Vedem pe Anca Săveanu cât de conectată va fi la miza și la tensiunea acestei finale. Oh, mititica! Oricum este o prezență deosebită, o anvergură fantastică pentru ea, faptul că luptă într-o finală de Cupa Europei. Așa este, trebuie... Debut fantastic pentru Mezina lotului. Oprire! A dat lovitura și a fugit. 24-22, o ușoară surpriză și pentru tabăra franceză, această schimbare. Să sperăm că îi vom surprinde total și poate Ancuța noastră să câștige acest asalt direct. Ancuța a fost locul 14 la campionatul european de cadeți.
ce s-a desfășurat la Maribor în urmă cu o lună, în primul ei an de cadeți, Under 17. Puține tușe, suntem în antepenultimul asalt și iată că doar 46 cumulat. Atacul franțuzoaicei. Ea a fost franțuzeca, a bătut lama și a lovit. Da, în general, să știți că la nivel internațional, meciurile nu se mai încheie la 45, fiindcă nu ajunge nimeni acolo. Nimeni nu lasă să se distanțeze scorul în așa măsură încât să îți fie greu să mai revii, doar dacă diferențele de valoare sunt foarte mari. O telegramă și... Atacă și lovește. Poate fi și acel apanaj al tinereții când practic nu conștientizezi miza mediului înconjurător, nu? M-aș bucura să fie așa și să nu conștientizeze deocamdată decât să aibă emoții. Momentan nu putem spune decât că este cert un singur lucru. Anca Săveanu e mai bună în asalt decât Sarah Bertini. Are două tușe contra una. Nu-i nimic. Ai ușor nemulțumită că a fost surprinsă de franțuzoaică, dar lovitura a fost nevalabilă. Alege moment. 25-23. Ne apropiem de ultimul minut al asaltului. E un șiret mai slab pentru Anca Săveanu. Iar eu transfer pentru o telegramă de la Polo legătura în bazin. Echipa Clubului Sportiv al Armatei Steaua s-a calificat în finala Superligii după 13-7 cu Sportul Studențesc Corona, partidă care s-a disputat în această după-amiază sub tâmpa. Scor general 3-1 Poloiști și sunt în finală cu CSM Digi Oradea. Rezultat foarte bun pentru secția de Polo a Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Le urăm mult succes și în finală. Pot face eventul și la fete și la băieți, am mai vorbit despre aceste lucruri. Ne concentrăm din nou atenția asupra Ancăi Săveanu, care parcă simte chimia sălii și energia ei se pune în mod pozitiv pe planșă. Ce bine ar fi măcar să rămână minus 2-ul după schimbul Ancăi Săveanu. Așa este. Jumătate de minut. Hai Anca, se apără bine. Anca a aparat, dar a intrat remiza franțuzoaicei. Este mult mai, uitați-vă la diferența de gabarit. Exact. Mult mai voinică franțuzoaica. Și e o luptă pentru dominarea lamei. Franțuzoaica a băgat umărul un pic în față. E o metodă la limita regulamentului, nu-i așa? Da, așa este. Nu a fost intenționat, a vrut doar să-și întărească suprafața valabilă. De aceea nici nu s-a acordat vreun avertisment în acest caz. 16 secunde. În orice caz, demnă de aplaudat evoluția Ancăi Săveanu. Iată-o. Menținând distanța. E foarte bine cum a evoluat scorul în acest asalt. Și Micuța Săveanu. Poate cel mai important trofeu pentru Anca Săveanu este ropotul de aplauze din tribună. 25-23. Începe penultimul schimb. Mălina Călugăreanu pentru Steaua, Ines Bubacri Lepeșu pentru Franța, pentru Bulgaren. Maria Boldor îmbrățișează pe Ancuța Săveanu. Nu i-a fost ușor, chiar sigur n-a fost deloc ușor pentru cea mică. Dar a făcut față cu mult curaj, câștigându-și această întâlnire directă cu Sarah Bertil și aducând echipa
CSA Steaua la doar 2 puncte distanță. Mă așteptam ca Anca să nu fie atât de bine intrată în ritm, mai ales că ea în semifinală n-a fost folosită. Dar iată că energia ei a fost una fantastică. Pe planș acum pentru Burglaren, Ines Bubacri în partea stângă a imaginii și pentru Steaua Mălina Călugărean. O primă ripostă nevalabilă din partea Mălinei. Și încă o dată duel între stângace. Da. Două din cele trei floretiste din Franța sunt stângace. Contrariposta lui Ines Bubacri, are o viteză de execuție senzațională pe Ines Bubacri. Ne aflăm în penultimul asalt al acestui meci. În mod normal, scorul trebuia să ajungă la 40. Închide distanța pe o ripostă Mălinei, franțuzoaica, și punctează. Nu-i nimic, trebuie să muncească foarte mult cu distanța și Mălina, și știe să facă acest lucru, sunt convinsă că o va face. Următoarele tușe. Brațul ridicat. Ines Bubacri are, are o varietate de atac extraordinară. Exact. Un plus de agresivitate cred că îi lipsește acum Mălinei. Frumos, frumos, Mălina a scos-o la contraatac pe franțuzoai, că a parat tot, dar n-a reușit să lovească tot ăsta. Bine construită fizic Mălina Călugăreanu. O ieșire în tempo a Mălinei, dar nevalabilă. Mie mi se pare că toate aceste fete, inclusiv Anca Săveanu, pe care o văd prima dată în luptă oficială, se întinde și o ajunge franțuzoaica. Era și la limită cu al doilea picior să iasă din zona roșie, dar ele reprezintă, incorpore acest lot al stelei, un pariu pe viitor. Așa este. Noi, sincer, Federația Română de Scrimă și Clubul Sportiv al Armatei Steaua, împreună cu Poli Timișoara, ne-am propus să creștem o generație cu care să abordăm calificarea la Jocurile Olimpice din 2020 și cucerirea unei medalii acolo. Fetele sunt pe drumul cel bun. La nivel de juniori au câștigat în proba pe echipe o etapă de cupă mondială la Belgrad, au venit pe 2 în Guatemala. La nivelul, la categoria lor de vârstă, sunt printre cele mai bune din lume și Mălina foarte bine pe picioare de această dată. Face un atac în tempo. Foarte frumos a înscris. O tușă care vine la momentul potrivit pentru a păstra Steaua în joc. Lupta pentru trofeu. 28-24. Mai este jumătate din acest asalt, plus încă unul, ultimul. Nu, Ines Bubacri își pleacă, își lansează atacul dintr-o distanță mare. Cu pași rapizi și foarte mici. Așteptat și a finalizat. 28-25. Trei la doi parțialul dintre cele două sportive care se află acum pe planșă. Deimali, riposta bine păscat, riposta pe mască. Dacă nu se dezechilibra franțuzoaica, ar era, veni era tușa noastră. Un minut și 15 secunde. Închide distanța Mălina. Deimali, dai! Păcat, riposta dată după o paradă excepțională. Foarte frumos a apărat Mălina, într-adevăr. Ce bine ar fi fost să ducă până la capăt și să riposteze. O va face acum la această tușă. Trap! Păcat, a fost atât de aproape cu atacul pe pregătire. Sportul greșeală așteaptă. 29-25 pentru Burglaren. Mai este însă timp. Un minut din asaltul Mălinei. Hey! Parada și riposta Mălinei. 29-26. Bravo, Mali! A surprins-o întoarsă cu spatele la un moment dat pe Bubacri. Sunt firul ceva probleme. De mască al Mălinei a zburat în momentul loviturii, se duce să-l recupereze, iar arbitrul din
Republica Moldova. O ajută să-și pună acest fir. Îmi place și această comuniune între oficial și sportiv la scrimă. E o prietenie, parcă. Așa este și un respect reciproc. Așa. Nu mai bagă viteză de această dată și reușește să vadă că Mălina închide distanța. 30-26, e un minus 4 care încă este recuperabil. Așa este, dar sperăm că Măli va reuși să mai reducă din diferență. Păcălit-o din nou Franțuzoaica, dar trebuie să reamintim că este numărul 7 mondial și medaliată cu bronz la campionatele mondiale de anul trecut. Una dintre cele mai bune sportive din lume la nivelul seniorilor. Îi se cere liniște Mălinei. Apel și pentru public. Nu s-au sesizat. Roxana îndeplinește în pauzele dintre frazele de arme și rolul de crainic pentru publicul aflat în sala regimentului de gardă. Ce echilibru a păstrat în această oprire Mălina și a adus o tușă care poate fi vitală pentru Steaua. Secunde, Franțuzoaica dă o ripostă nevalabilă. Mări una. Se păstrează acest scor, 31-27. Tușe pe minut. Aceasta ar fi media de recuperare, matematic vorbind, pentru Maria Boldor. Suficient timp, suficient timp de pregătire. Oricum, prezența în finală este o performanță senzațională, dar noi și fetele ne dorim mai mult. O victorie. Mai mult, așa e bine, să ne propunem întotdeauna puțin mai mult. Luptă corp la corp. Și arbitru oprește lupta. Defensive luptătoarele din Franța. Așa a fost, Franțuzoaica a plecat mai devreme. Nu ne iartă arbitrul român, foarte corect. Și observ că plusul de experiență competițională pentru Franțuzoaice face diferența de pe tabelă acum. Așa este. Noi, sincer, Franța a plecat cu prima șansă în această finală, dar iată că fetele noastre au făcut față cu brio până acum și chiar avem, noi sperăm în continuare la o surpriză. Parada ripostă din partea Mariei, care reduce din diferență. Un procedeu foarte frumos executat. 32-28. Se poate, se poate, Maria. Deși parează Maria, nu este bine pe picioare, nu este în echilibru pentru a da riposta. Timpul se scurge în defavoarea noastră acum. Bravo, Maria! Împinge distanța foarte bine de data
pentru Jaica. 33-29, egalitate în acest asalt. Atacul franțuzoaicei, nu, corect. Și contraatacul Mariei, nevalabil. Și iată că diferența a început să se micșoreze. Mai avem 3 tușe de recuperat în 2 minute. Timp suficient. Ce moment a ratat aici? Am avut impresia la un moment dat că putea să împungă Maria Boldor, da, cu a doua lovitură. Dar mai întâi trebuia să se ferească de riposta asta. Maria este sportiva în ascensiune clar dintre cele două acum. O domină pe colega ei din Franța. Pregătește atacul. Se ferește bine aici. Vedeți această luptă pentru distanță și pentru finalizare. Gata, a fost o paradă și o ripostă ratată. Cred că aici s-a scris istoria. Cred că aici s-a scris istoria, dacă ar fi să fie defavorabilă nouă. 34-31. Invers, dacă ne apropiam la o singură tușă. Nu se acordă Rămânem în joc, 33-31. Mi-a fost teamă de o eventuală detașare la 3 tușe. Am fost foarte aproape, aproape vârful Mariei, atinsese ținta. Foarte inteligentă apărarea franțuzoaicei însă. Franțuzoaica stă în cochilie. Pusă la zid, dar iată că reușește să se apere. A ieșit un pic din zona de ultim metru al planșei. Și 3 de secunde. Ne trebuie două tușe pentru a duce meciul în prelungiri. Păcat, păcat. Aproape a scot-o de pe planșă. Parada ripostă de a franțuzoaice. Incredibil cât de mai bine de un minut desfășurat în jumătatea franțuzoaicei. Iată că a ieșit din acea zonă franțuzoaica, a ieșit un atac nu, nevalabil. Ce dramatism în această finală a Cupei Europei. 33-31 și 38 de secunde în perspectiv de luptă, care încă este suficient pentru egalare. Așa este, așa este. Hai Maria, hai. Bine Maria, nevalabil. Bună, bună, bună acțiunea. Procedee tehnice de virtuozitate executate de Maria, dar oponenta este și ea una redutabilă. Și un cartonaș galben, probabil pentru proteste. S-a oprit Maria și când te oprești fără, înaintea comenzii, stai, arbitrului primești cartonaș galben. Bravo! Cum și-a flexat brațul pentru o tușă care ne menține speranțele vii. 34-32. Maria trebuie să puncteze și acum. Hai,
Mătușe. Lovitură nevalabilă, din păcate. Au trecut încă 2 secunde. ...34-32, hai Maria, a parat bine, dar nu reușește să puncteze. 8 secunde, hai Mariuca. Bravo Maria, atacul Mariei, dar nevalabil. Final interzis cardiacilor. ...35-32. 4 secunde, greu de dat 3 tuse. Da. Dacă ar fi rămas la 2 distanța, mai aveam speranțe. Așa, franțuzoaicele sunt virtual câștigătoare, dar finala a fost una deosebită. O confruntare deschisă în care... Păcat de ultimele 2 acțiuni ale Mariei, care au fost nevalabile. Onorabil a pierdut Steaua, fără niciun fel de discuție. E exact cum spuneam, miza pentru următorul ciclu olimpic, formația Stele și cea de la CSU Poli Timișoara. Punct final! Punct final în această dispută pentru titlul continental la floretă feminin. Cristian Frisc și Roxana Scarlat, vă mulțumesc pentru atenție. Sperăm că ați gustat din plin ceea ce s-a întâmplat la sala regimentului de gardă Mihai Viteazul. Urmează festivitatea de premiere, pe care de asemenea o vom transmite în direct, sonorul urmând să fie asigurat de ambientul din această locație. Toate cele bune, la revedere! La revedere și felicitări CSU Poli Timișoara, CSA Steaua București, mulțumiri Ministerului Apărării Naționale, Federației Române de Scrimă și tuturor celor care au fost alături de sportivi, de antrenori, care au făcut posibil aceste performanțe și organizatori.